cineva din... Da. Spuneam că marea problemă e trigonometria asta, pentru că așa e gândită matematica și așa, de prost prezentată la școală, încât voi vă întrebați, la ce folosește matematica asta? Să vă streseze așa continuu, care e problema cu ea? O elevă din clasa 12 a societății, la un moment dat, spune, domnul profesor, dacă învăț o integrală este de mă chinuiți dumneavoastră, iau punea mai ieftină? Adică care e rostul pentru care să învăț eu formulele astea? Să fac așa efortul ăsta continuu, motivați-mă! Și asta de vorbă și am explicat. Concluzia este că neavând latura practică, neînțelegând, de multe ori credeți că sunt niște lucruri fără niciun rost. Nu vedeți legătura între ele. Asta e în cazul. De aceea elevii sunt în panică totală și mai ales vine bacalaureatul acum. Ce mare problemă e pentru voi când vă gândiți ce ne facem acolo? Și vă răspund. Nu aveți nici motiv să fiți în panică. Câte vreme există prof online și aveți așa șanse mari să faceți numai lecțiile de acolo. Veți vedea comentariile foarte mulți elevi din anii din urmă, care au luat bacalaureatul numai datorită mie. Spune, de când m-am întâlnit, m-am așezat și am lucrat, cum să spun așa, meticulos totul, și de jos în sus lecțiile făcute, și n-am mai avut deloc probleme. Până atunci, matematica pentru mine era un lucru care mă băga, să spunem, eram în panică continuu. Dar există posibilitatea asta și voi ipocați în fotbalul și gata. Așa, da. De ce am venit aici? Am venit aici pentru că nu aveam nicio idee în legătură cu axinusul ăsta. Deci valorii sinusului sunt doar numere între minusul 1 și plusul 1. Deci cea mai mare valoare a sinusului este 1, la 90 de grade, la 90 de grade, și cea mai mică valoare este la 270, dacă aș fi așa să socot, nu? 270, sau dacă o iau invers, minus 90. Da? Deci sinusul, o să luăm, nu definit așa pe el, că putem să ne rotim de multe ori. Și atunci spunem că sinusul e definit pe el cu valoare minus 1 plus 1. Deci sinusul, sinusul e definit pe el. Vezi? Pe el cu valoare minus 1, 1. Tu știi ceva de minus 1, 1? Da, băi, da, te joci cu matematica. Cu valoare minus 1, deci valoarea unui sinus, dacă o să vezi cumva scris așa, sinus de un număr x egal cu minus 5, spui o tâmpenie asta. Că sinusul nu poate să fie minus 5. Sinusul poate să fie un număr ca valoare, un număr cuprins între minus 1 și plus 1. El lucrează asupra oricărui unghi. Oricărui unghi. Da? Real. Dar vei spune, dar cum real? Că eu cu gradele știu să fac treaba. Da, da, gradele centesimale duc în radiani. Vorbim pi pe 2, pi pe 4, pi... Deci acest număr e real. Da? Și atunci, așa stând lucrurile, așa ceva nu se poate, mă rog, graficul este o sinusoidă prinsă între minus 1 și plus 1 și din bucata aceea, ca funcția să fie bijectivă, vedeți lecția mai făcută acum și de ce nu mai pot pierde timpul, mă duc dintr-una în alta și mă duc tot înapoi și nu fac nimic din ceea ce propun. Da? Deci aveți șansa să vă duceți acolo să vedeți sinusul așa arată. Da? Sinusoid așa, așa. Și aici este 1 în pi pe 2. Deci când x-ul e pi pe 2. Și la minus 1 la minus pi pe 2. Cum va arăta pe cerc. Și atunci se ia din grafic doar bucata asta. Pentru ca funcția să nu mai există pe aici graficul pe zona asta și să am să accept toată, să spunem așa, prin convenție să luăm doar restricția asta. Și dacă o să luăm sinusul definit pe minus pi pe 2, pi pe 2, cu valori în minus 1, 1, adică surprind doar bucla așa, cum o vedeți voi,
În momentul ăsta, funcția sinus așa definită, cu restricția asta de la minus pi pe 2 la pi pe 2 cu valoare minus 1, este bijectivă. Este bijectivă. Adică există inversa. Există inversa sinusului. Va schimba domeniul cu domeniul. Va schimba săgeata. Și inversa este arc sinus. Arc sinusul definit pe minus 1, 1 cu valori în minus pi pe 2 pi pe 2. Deci, vedeți? Funcția sinus era, am luat o restricție între minus pi pe 2 pi pe 2 valori în minus 1, 1. De m-am asigurat că e bijectivă, deci există inversa. Și inversa sa schimbă domeniul cu domeniul, funcția arc sinus. Și ce pretenție are arcsinusul? Zice arcsinusul așa. Eu mă descurc dacă lucrez asupra numărilor dintre minus 1 și plus 1. Eu altfel nu știu să fac treaba. Așa noi când am zis arcsin de 3x plus 1 sau minus 2x plus 7, ce trebuie să punem? Condiția să fie... Argumentul ăsta, tot ăsta, știind pretenția lui arcsin, spune, ăsta tot trebuie să fie cuprins între minus 1 și plus 1. Deci, ca să găsesc domeniul definiției, voi pune această condiție. Anume, 3x plus 1 plus 1 supra minus 2x plus 7 cuprins între minus 1 și 1. Cuprins între minus 1 și plus 1. Da? 3x plus 1 supra 2x plus 7 cuprins între minus 1 și plus 1. Și asta cum s-ar traduce echivalent? S-ar traduce așa. 3x plus 1 supra minus 2x plus 7 să fie mai mic egal ca 1 și tot 3x plus 1 totul supra minus 2x plus 7, să fie mai mare egal ca minus 1. Deci aș avea două inecuații. Cine nu știa treaba asta, să te blocat aici. Deci el nu știa să pună condiția ce? Că argumentul lui arcsin, la fel și cu arcos, să fie toată expresia asta, cât o fie de mare, trebuie să fie cuprinsă între minus 1 și 1. Iar acest lucru se traduce odată în egalitatea asta și până cealaltă. Cum rezolvați asta, Dragoș? Ducem egală cu putem egală cu 1. Încă nu egală. Eu zic că ducem 1 și mai minus 1 în partea stângă. Deci echivalent cu? Echivalent cu? Plus 1. Vorbește, vorbește și lucrează. 3x plus 1 supra minus 2x plus 7. Minus 2x plus 7. Mai, minus 1. Mai mic sau egal decât 0. Așa, și? Și 3x plus 1 supra minus 2x plus 7. Plus 1. Mai mare sau egal ca 0. Mai mare ca 0. Echivalent cu? 3x plus 1 plus 2x minus 7. 3x plus 1 plus 2x, ai zis, minus 7. Supra... Așa, supra. Se elimină numitor. Nu. Totul supra, minus 2x. Plus 7. Așa. Mai mic sau egal decât 0. Da. Și 3x plus 1 minus 2x plus 7. Supra minus 2x plus 7. Mai mare sau egal decât 0. Mai mare egal decât 0. Echivalent cu 5x minus 6. Da. Supra minus 2x plus 7 mai mic sau egal decât 0. Și x plus 8 supra minus 2x plus 7 mai mare sau egal decât 0. 7 mai mare egal decât 0. Echivalent. Cum rezolvăm pe asta? Cu tabelul de valori, ce înseamnă? Am făcut mai dinule. Poftim, Ana dictează. Vorbește. X de la... Da. 5x minus 6. Da. Este stabilit semnul.
pe urmă minus 2x plus 7 și pe urmă fracția. 5x minus 6 supra minus 2x plus 7. Și prima se anulează unde? 6. În 6 pe 5 imaginea este 0 și e un x de aici din zona asta ca să găsesc imaginea. Cel mai bun este 0, îl am de mână aici și face număr negativ, deci la vine minus și pe urmă plus. Cealaltă 7 pe 2. 7 pe 2 face, cât face? 3 și ceva, nu? Așa, 7 pe 2 timp face de 6. În imaginea este 0, în funcție, prin legea asta. Și luăm tot pe 0 când avem un plus. Deci face plus. Deci plus va fi tot timpul, nu? Și pe urmă, minus. Și ne ducem la fracții. În 6 pe 5 este 0. Iar în 7 pe 2 bană. Și facem legea asemenea. Poftim, vorbește. Minus, plus și minus. Cum trebuia să fie fracția? Negativ. Mai mic egal decât 0. Unde este negativ? Deci răspundem x aparține lui minus infinit 6 pe 5. Mai tare, x aparține lui minus, eu am avut mai greu. Da? Minus infinit 6 pe 5. 6 pe 5 și egal? Închis, da. Da, a fost închis, sigur că da. Important. Reunit cu? Cu 7 pe 2 deschis la plus infinit. Cealaltă? Cum procedăm? Ca și la asta, tot tabelul. Roxana? Da. 3x plus 1, apoi minus 2x. Mă, pe știa că trebuie ascult eu. Așa. Luăm o fracție. 3x plus 1 supra minus 2x plus 7. Și prima se anulează unii. Deci în minus 1 pe 3, pentru că în minus 1 pe 3 imaginea este 0. Da, acolo nu-i x plus 8. Cât? Unde am greșit ceva? A doua fracție nu-i x plus 8. Unde mă? Unde? Aici? Da. După ce am adus la... Treci cu 2. 5x trebuia acolo, nu? Nu, l-am făcut deja. Dar unde, unde ne-am dus noi? A doua. În partea... Deci trebuia să zic că... 3x plus 1, acolo 3x plus 7. 1 minus 2x plus 7. Aia a doua... Așa, 3x... Și rezultatul dă x plus 8. X plus 8. Deci eu n-am mai lucrat acolo. Deci x plus 8. Dar de ce nu spuneți? Na. Deci, numărătorul este x plus 8, nu? Da. X plus 8, numărătorul. Ana, ce ai făcut? X plus 8. S-a lucrat bine, sus. Nu-i bine? X plus 8? Da, x plus 8. Și jos este minus 2x plus 7. Să știi că am să te pun mult mai des să vorbești, pentru că pe nepoțica mea, Ana o cheamă. Și e foarte obișnuită, să spunem. În vocabularul meu face parte separată, să spunem, Ana. Așa că vine foarte ușor. Deci și țin minte bine. Deci, x plus 8 egal 0, x egal cu cât? Cu minus 8. Deci, în dreptul minus 8 este 0, stânga, da, bine, minus pe urmă, plus. Și Roxana? Ia valoarea 7 pe 2. 7 pe 2, 7 pe 2. E, imaginea este 0 și la... Plus și apoi minus. Plus și apoi minus. Și în sfârșit fracția x plus 8 totul supra minus 2x minus 2x plus 7. Începem unde să punem bară la 7 pe 2.
0, urmă, zicem. Minus, plus și minus. Cum trebuia să fie a doua? Pozitiv. Răspunsul x aparține intervalului de la minus 8. Minus 8 închis, am găsit. Minus 8 până la 7 pe 2 deschis. Și acum să luăm pe axă pentru a vedea intersecțiile. Numerele pe care le avem la dispoziție sunt care sunt? Mai, poate sunt pozitive, da? Cred că 6 pe 5 întâi. Are minus 8. A, minus 8, da. Minus 8. 6 pe 5. Și 7 pe 2. Primul vrea minus infinit la 6 pe 5. Și rămâne cu 7 pe 2 plus infinit. Și celălalt vrea face la minus 8. La 7 pe 2. Care e zona comună? Minus 8, 6 pe 5. Minus 8, 6 pe 5. Deci răspundem x aparține lui minus 8. X aparține lui minus 8. 6 pe 5. Și mai avem ceva? Atât. Minus 8 închis. Da? Minus 8 închis. Și la 6 pe 5, tot închis. Tot închis, da? Minus 8, 6 pe 5, închis. Ăsta este domeniul de definiție. Și atunci ne vom întoarce și vom spune că funcția mai sus amintită, f e definită pe, f e definită pe, cât? Minus 8, 6 pe 5, cu valori în iar. Și cu asta am stabilit domeniul de definiție. Ce ați sesizat? Ca să puteți face domeniul definiției, trebuie să știți funcțiile elementare. Funcțiile elementare, adică să știți funcția radicală de ordin par, funcția exponențială, funcția logaritmică, toate acelea, ca să știți ce condiții puneți. Și odată puse condițiile, urmează să le rezolvați sistemul de condiții și, în final, restricția care apare din urma intersecțiilor, intervalul respective, nu e altceva decât domeniul definiției funcției respective. Sau, dacă aveți de rezolvat ecuația următoare, logaritm în baza 2 din 5x plus 1 plus logaritm în baza 4 din 3x minus 2 egal cu 5. Cum procedăm? Înainte de a ne apuca de lucru... Trecem logaritmul în baza 4 logaritmul ăsta, nu? O să trecem așa, dar înainte de a ne apuca de lucru trebuie să existe și logaritmul ăsta și ăsta. A, pune condițiile. Condițiile, sigur că da. Condițiile. Adică, tocmai ne închipuim ca să ar fi o funcție de sine stătătoare, logaritmul ăsta ăsta o altă funcție și condiții de existență, fiecare în parte. Deci, baza este mai mare ca 0 diferit de 1 și la unul și la celălalt. Și ca să existe, argumentul trebuie să fie mai mare ca 0. Deci, condiția pe 5x plus 1 mai mare strict decât 0, 3x minus 2 mai mare strict decât 0. Da? 5x plus 1 și 3x minus 2 mai mare strict decât 0. Și acum, ce am face? Deci, rezolvăm și zicem, x aparține de la minus 1 pe 5 la plus infinit. Și din face x aparține de la 2 pe 3 la plus infinit. Zona comună, care este în intersecție? Minus 1 pe 5 deschis. 2 pe 3 plus infinit. Că e 2 pe 3 plus infinit, că 2 pe 3 este aici. Deci, porțiunea comună. Deci, x aparține dintre cele două, dacă vreți să reprezentăm pe axă, reprezentăm. Deci, minus 1 pe 5 plus infinit și 2 pe 3 plus infinit. Se vede că zona comună este 2 pe 3 plus infinit. Așadar, soluțiile vom căuta în zona x aparține
x aparține la 2 pe 3 la plus infinit. Iată ce titlu am pus noi acolo. Limite de funcții, continuitate. Și a rămas undeva în suspans, pentru că cu noțiunea de funcții mi-am dat seama că trebuie să insist la ea să înțelegem niște lucruri și pe urmă ne-am dus și acolo. Așa, încât. Cum procedăm ca să găsim pe X? La întâmplare nu pot să găsesc X-ul, ci trebuie să văd aici. Ai spus tu ceva. Să duci un logaritm în baza 4, în baza 2. În baza 2. Ca să fii pe să văd baza 2. Hai să vedem. Deci zicem logaritm în baza 4 din cât? Dintre X minus 2. Egal cu. Dar trebuie formula să descrie într-o bază înaltă. Logaritm în baza 2. De logaritm în baza de 3X. Deci logaritm în noua bază care vrem noi. Da. Logaritm în noua bază 2. Logaritm în baza 2 din fosta bază. Logaritm în baza 2 din fosta bază. Și face logaritm în baza 2 din 3X minus 2 supra cât? Supra 2. Așadar, ne ducem aici odată și spunem logaritm în baza 2 din 5x plus 1 plus logaritm în baza, cât ai spus? 2 din 3x minus 2, totul supra 2, da? Totul supra 2, egal cu 5. Și ce facem acum? Scrie 5 ca un logaritm în baza 2. Putem, ne gândim și la chestia asta, scrie pe 5 ca un logaritm, da? Dar 2 o stă din corc acum. S-a dus și în același numitor. Că ăsta e un număr, ăsta e un număr. Deci, numitor comun e 2, nu? Da. Deci, 2 logaritm, 2 ori logaritm baza 2 din 5x plus 1, plus logaritm baza 2 din x minus 2 egal cu 5. Ei, și acum? Acum scriem pe 5 ca logaritm. Îl scriem, dar pe urmă ce facem? Rămână ăștia? Mă încurc că 2 nu știu. La 3x minus 2? Acum? Cum? La logaritm. 3x minus 2, da. 3x minus 2. 3x. 3x, foarte bine. 3x minus 3x minus 2. Mă încurc că 2 ăsta că stă aici. Îl trecem la putere. Urcă la exponente. Este o proprietate, da? Numărul din față devine exponent. Deci 2 urcă la 5x plus 1. Care e proprietatea? Hai să ne amintim. Logaritmul baza A din B la C egal cu C logaritmul baza A din B. Da? Invers. Deci... Grafică cu asecență. Deci... Este proprietate pe care o putem demonstra dacă e nevoie. Da? Deci acum 2 urcă la 5x plus 1 și va avea logaritm baza. Logaritm baza cât? 2 din 5x plus 1 la pătrat plus logaritm baza 2 din 3x minus 2 egal cu 5. Echivalent cu. Și ajunge și la ce spune Ana, dar mai întâi ce să facem? Suma 2 logaritmi? Logaritmi produs. Se strece, ca logaritmul e produs, da? Și apare logaritmul în baza 2 din produsul 5x plus 1 la pătrat pe lângă 3x minus 2 egal cu 5. Și așa cum spune Ana, acum pe 5 o să-l vedem ca un logaritm. Sau dacă nu vrem și nu vrem, traducem logaritmul. Baza la 5 în dreapta egal cu argumentul. Da? Dacă tu vrei neapărat să zicem ori 1, iar 1 îl zicem ca fiind logaritm baza 2 din 2, și deci s-ar traduce, hai să vezi că ajungem la același lucru, logaritm baza 2 din 5x plus 1 la pătrat, 5x plus 1 la pătrat, pe lângă 3x minus 2, egal cu 5 ori logaritm baza 2 din 2.
Loga din baza 3 din 3, dacă era nevoie de 4 din 4. Și acum 5-ul va urca la exponent. Hai să spun de dată. 2 la 5-a. Ce-am greșit? Zic. Nu am scăpat de 2. Nu trebuie să fie 2 la 5. S-am greșit 5. Păi da, mă, băieți, mă, frate. Deci trebuia să fie 10, da? 10, când am adus la acela ajutor, 10. Roxana, tu ai făcut așa, da? 10, mai departe, 10, dar Dragoș, 10, 10, 9 e 5, 10, ori 1, și acum vine că 2 la 10, da? 2 la 10. Și vine, fiindcă sunt, e vorba de egalitatea de logaritm, da? În aceeași bază, funcția logaritmică este injectivă, înseamnă argumentele sunt egale. Și de aici rezultă că 5x plus 1 la pătrat pe lângă 3x minus 2 este egal cu 2 la 10. Care cât? 1024. Da. 2 la 10, 1024. Și de aici se lucrează, mă rog, e quasi gradul 3, avem de lucru, dar eu am la întâmplare. N-am luat un ieșițiu drept, când faci un ieșițiu, te gândești ca să meargă bine. Și care e secretul? Trebuia să mă gândesc așa. Îmi fixam un X de regulă în legătură cu baza 2. Deci, dacă vreți, cum trebuia să compune ieșițiu? Care e partea ascunsă? Cum gândește autorul? Deci, el zicea un X. 2, să zic. 5 ori 2, 10. Și cu cât se facă puterea lui 2? 10 și cu 6. 16. Că va face 4. Deci 5x plus 16. Plus 6, am zis, parcă, nu? 5 ori 2, 10. Și cu 6, 16. Logaritmul baza 2 din 16 face 4. Bun, 4. Din coace, am zis 2, da? 3 ori 2, 6. Minus 2, 4. Logaritmul baza 4 din 4 face 1. Și 4 de aici cu 1 fac 5. Acum, sigur, merge ecuația și merge frumos. Merge frumos și sigur x-ul e egal cu cât va fi ca soluție. Un x egal cu 2 va fi. Dacă am făcut corecția asta, doar atât. În loc de 5x plus 1 facem 6. Hai să ducem până la capăt să vă arăt că acum merge. 5x plus 1 de 6, 6, 3x minus 2 egal cu 10, da? 6 aici. Și acum am chef să o fac. Am curaj să o fac pentru că merită ecuația. Altele acolo nu. Aveam bătaie de cap, nu mergea. Așa, acum merge. Deci 5x plus 6 totul la pătrat ori 3x minus 2 să fie egal cu 2 la 10 1024. N-am decât să ridic la pătrat aici. Sunt niște numere mari drept. Deci vine 25x pătrat plus 60x plus 36, totul de înmulțit cu 3x minus 2 egal cu 1024 și nu rămâne decât să înmulțesc, să organizez, e quasi gradul 3 prin schema lui Horner și sigur încercăm prin schema lui Horner pe cine? Pe x egal cu 2 că verifică. Sunt convins că verifică. Da, dar vă las vă acum să rezolvați asta acasă că vă merge ecuația asta, deci nu vă aveți nicio emoție. Și important că x-ii pe care îi căutați trebuie să fie în zona minus 8, 6 pe 5. Minus 8, 6 pe 5. Nu, n-am nicio legătură, că e altă ecuație aici. Ce e condiția pusă aici? 2 pe 3 plus infinit. 2 pe 3 plus infinit, da? X între 2 pe 3 plus infinit. Și x egal cu 2, x egal cu 2 este soluție.
că este în zona de la 2 pe 3 la plus infinit. Da. Acum am să vorbesc și ceva despre limite, pentru că m-am dus numai cu funcția acolo, am bătut câmpicul în noțiunea de funcție. Ce am înțeles de aici? Noțiunea de funcție este foarte, foarte importantă. Cu ea operăm toată perioada, din prin clasa 8-a începând, noțiunea se introduce. Și din păcate, să operăm toată perioada fără să înțelegem. Deci când zic că fie o funcție, imediat te gândești la o corespondență. Și pe tine, a studia o funcție înseamnă a studia Y. Deci să se studieze funcția. Mai ales clasa 12 și voi de clasa 11 ați început, o să faceți la sfârșitul clasa 11, studiem funcția. Atât te interesează să vezi ce fac Y. Mulțimea Y-celor vrei să o vezi. Vrem monotonia funcției. Vrem să vedem dacă Y-ii care apar sunt crescători, descrescători. Asta e problema. Da? Dacă nu avem noțiunea în sine pusă la punct, nu putem opera cu ea. Facem lucrurile mecanice. Și nu. Nu-i deloc sănătos. Ne ținem în starea asta de nesiguranță. Când vezi colegii, îi vezi pe colegi că lucrează pe acolo și fac tot felul, te uiți la muncă cu ei. Și tu mai te obosești acolo, copiind și de pe tablă și un stres extraordinar, te întreabă profesorul ceva, nu știi să răspunzi. Este teribil de greu. Eu îmi dau seama. Dar știți, singura soluție care este? Înțelegerea corectă, clară a noțiunilor și proful online vă stă la dispoziție. Am să vă rog să spune și colegilor pe care știți, prieteni, peste tot. Mă, tăsați că acolo îl găsiți pe omul. Și vă lămurește de o să vă merg la suflet. Așa. Acum, hai să vedem ce se întâmplă cu funcția următoare. Fie funcția y de x egal cu 3x plus 2 supra x minus 2. Sigur, când am dat numai asta, nu-i corect. Trebuie să-i dau domeniul definiției. F definită pe F definită pe Y, mai puțin mulțimea formată din elementul 2. Când 2 nu are rost, nu există fracția. Împărțirea la 0 nu se poate. Cu valor în Y. Și aș vrea să cercetez ce se întâmplă cu Y care apar când ne apropiem de 2. Deci vreau să studiez Y în vecinătatea lui 2. Și iată, să studiem împreună asta. Deci X de la minus infinit la plus infinit. În 2 nu există. Da? În 2 nu există funcția asta. Deci e vorba de funcția Y de X egal cu 3X plus 2 supra X minus 2. Și hai să mă apropii cu un șir de X, de 2. Fie X și un șir de X, XN, egal cu 2 minus 1 pe Y. Care ar fi primul element? Primul termen ar fi X1 egal cu 2 minus 1 pe 1, 2 minus 1, 1. Și atunci, F de 1, cât ar face? Imaginea de 1. Deci noi putem să ne închipuim așa. Aici este 2, am spus. Lui 1. De fapt, pot spune aici. Lui 1. Îi punem în corespondență. 3 și cu 2 fac 5. Supra. Minus 1. Minus 5. Deci lui 1 i s-a pus în corespondență. Minus 5. Hai să vedem al doilea șir, al doilea element. Pe noi îl facem 2. Și al doilea x, x2, egal cu 2 minus 1 pe 2. Și face cât? 4 minus 1? 3 pe 2. F de 3 pe 2. Imaginea lui 3 pe 2 este egal cu 3 ori
3 pe 2 plus 2, totul supra 3 pe 2 minus 2. Și egal cum? Cât face aici? 9 pe 2 plus 2, totul supra 3 pe 2 minus 2, cât face? 1 pe 2 cât? Vine 3, da? Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Și egal cu 9 plus 4 supra 2 supra 2 supra minus 1. Că 2 cu 2 se simplifică, da? Și face cât aici? Minus 13. Deci lui cât? Lui 3 pe 2. Cât înseamnă 3 pe 2? 1,50, da? Mijlocul a venit. Lui 3 pe 2 îi corespunde, ca imagine, minus 13. Pentru noi, egal cu 3, am alt element. X3, care apare repede, e 2 minus 1 pe 3, care înseamnă 6 minus 1, 5 pe 3, și f de 5 pe 3, f de 5 pe 3 este egal cu cât face 3 ori 5 pe 3, așa este, da? Plus 2, supra 5 pe 3, 5 pe 3, minus 2. Și face 15, 3 cu 3 se simplifică, 5 cu 2, 7, supra minus 1 pe 3, cred că vine. Așa este? Deci e minus 1 pe 3, da? Minus 1 pe 3. Și va face minus 21. Că, nu? Prima cu a doua inversată face minus 21. Deci imaginea, cui acum? Asta e din coace 5 pe 3, e dincolo de 3 pe 2. Da? Se apropie din ce în ce mai mult de 2. Deci imaginea lui 5 pe 3 este, observați, minus 21. Ce observăm? Ce fac Y-ii? Y-ii destrez din ce în ce mai mult. Când mă duce cu X-ii foarte aproape de 2, foarte aproape de 2, n-am decât să dau lui M 100, și atunci, cât va fi x indice 100? Va fi 2 minus 1 pe 100. Și face că 200 minus 1 face 199 pe 100. Și imaginea la 199, că 200 am zis, 200 minus 1, 199 pe 200. Sau pe 100, pe 100, da, e bine. Imaginea lui 199 pe 100 va fi un număr foarte mic, dar mult mai mic, din ce în ce mai mic. Cu cât vă veți duce mai aproape de 2, cu atât veți vedea că Y-ii sunt din ce în ce mai mici. Și când te apropii foarte, foarte mult, foarte mult. Dacă zic că e egal cu un milion, atunci va fi aici din ce în ce mai mic. Și de aceea spunem, când sesizăm că o situație de așa, când vecinătatea lui 2, când ne apropiem, fără să luăm pe 2, concret, pe 2 nu avem voie să luăm, noi putem găsi imaginea lui 2. Noi putem găsi imaginea oricui, dar în afară de 2. Însă, în vecinătate, sesizăm că se întâmplă ceva. Astfel de situații, când cu orice, cu orice șir de aici ne-am apropiat de 2. Fie că ne ducem din stânga, fie că ne ducem din dreapta. Dacă se întâmplă ca Y-ii care apar să-și manifeste aceeași tendință de a se apropia de un număr continuu, numărul acela care îl descoperim poartă numele de limita funcției în punct. Deci limita unei funcții într-un punct este un număr spre care se îngrămădesc Y-ii obraznic de mult.
Deci te supără chiar. Atât de mult se grămădesc în spațiu acela că nu mi-e pot scrie. Nu mi-e pot cu creta. Da? Deci o astfel de situație poartă nume de limita unei funcții, limita unei funcții într-un punct. Deci există limită pentru x timp de la x0 din f de x, o funcție f de x. Există limită, dacă și numai dacă, oricare ar fi șirul de x și xn, un șir, indiferent la ce șir te oprești, oricare ar fi un șir de xn, ce se duce spre x0, atenție că x și y aceștia care am construit eu, primul x a fost 1, urmă 3 pe 2, 5 pe 3 și mai departe. Spre cine se duceau șirul de x? Se duce spre 2. Din ce parte s-a dus spre 2? Din partea stângă. Asta se cheamă limită la stânga. Da? Șirul de x, dacă îl luăm din stânga, se cheamă limită la stânga. Dacă e șirul de x, îl să luăm din dreapta, se face limită la dreapta. Ei, deci există limite pentru x la x0 din f de x? Dacă indiferent ce șir de x luăm, eu l-am luat pe ăsta, l-am luat pe care? Pe xn egal cu 1 pe el. Dar mai pot lua un alt șir? Da. 2 minus 5 pe el. Este alt fel de șir. Și y-ii vor face tot aceea, vor manifesta aceeași tendință de a se duce din ce în ce mai jos. Mai, vor fi din ce în ce mai... Dacă există așa ceva, deci există limite pentru x din la x0 din x și egală cu l, dacă și mai dacă oricare ar fi șirul x și lor, oricare ar fi un șir de xn ce duce la, la x0, o să rezulte că șirul de y care apar, y aceștia care apar, f de xn, se duc spre l. Se îngrămădesc spre l. Asta este limita unei funcții într-un punct. Insist încă o dată că este esențial să percepeți noțiunea. Că fără noțiune faceți lucruri, iar spun, mecanic. Deci, vorbim de limita unei funcții. Haideți. Da, chiar trăiesc un sentiment plăcut acum că începe clasa să se opre. Avem locuri. Cât avem din ora asta? 4-2, da? Mai stăm un pic. Las loc. Când dată o să trec și la lecția lor și la lecția lor voi, dacă vreți să rămâneți, că voi face lucruri așa de frumoase, care vă vor place în mod sigur. O să vă câștig cu adevărat atenția. Dar să termin ideea asta, cu noțiunea de limita unei funcții. Deci, limita unei funcții într-un punct este un lucru spectaculos. Am făcut o reciclare cu anii urmă. Și acolo, la reciclare, eram profesori de la diverse licee din toată Moldova, să zic. Care a fost prins în reciclarea asta. Și profesorul respectiv care ne ținea cursul, zice, mă băieți, voi, care sunt quasi profesori, voi știți noțiunea de limită? Vă predați la clasă. Ia spuneți-mi și mie. Alo. Bună seara. Sunt într Poftiți? Da, suntem în lecție. Da? Da. Bine. La Bach? Nu știu. Da. Eu sunt profesor Orsul. Am încercat. Da, sunt la lecții în continuare, da? Da. Seara bună. Așa. Spuneam de chestia asta cu
cu noțiunea de așa. Băi, voi știți noțiunea de limite a unei funcții, care, cum și ce fel. Și ne-am străduit noi să spunem acolo, să băi, nu știți nimic. Și predați la copii, vă duceți la școala clasă și îi spuneți lucrurile acestea acolo și ei vor să înțeleagă la voi. Dar ce să înțeleagă? Deci este dramatic când tu nu stăpânești noțiunea, să o poți preda cuiva. Este cu adevărat foarte greu. Așadar, o să spunem că aici, în cazul de față, n-am făcut decât să încerc să vă spun ce ar însemna limita la stânga. Pentru șirul de X, i-am văzut mișcându-se dinspre stânga spre dreapta. Da? Și atunci vă spun ce, în cazul nostru. El ies limita la stânga în 2, scriem așa în matematică, egal cu limită, pentru X tinde la 2, în sensul ăsta, săgeata în sus, pentru că șirul de X ce face? Este crescător. Da, X se duce la 2, e crescător. Da? Da? Din F de X. Și egal mai departe, cu limită, pentru X tinde la 2. Mai există și varianta X tinde la 2, X mai mic ca 2. Da? Scrisă și sub forma asta. Deci, ca mod de scriere. Eu prefer pe asta, ca să nu mai scriu X mai mic ca 2, pun să cer ca și X liberă. Din cine? Din 3X plus 2, totul supra, X minus 2, și egal cu. Locuiesc pe X cu 2 și devine aici. 3 ori 2, 6 și cu 2, 8. Supra 2 minus 2 fac 0. Dar atenție, nu fac 0. Fac, să obțin o valoare mai mică decât 0. Că cu X-ul nu sunt chiar în 2, ci sunt vecini. Adică, e ca și cum ar fi 1,99. Minus 2 face un număr negativ. Deci eu îi spun 0 negativ aici. Și cât face, ia să vedem, un număr împărțit la un număr foarte, foarte, foarte mic negativ. Deci un număr împărțit la un foarte, foarte, foarte mic negativ. Infinit. Face infinit. Hai să ne închipuim așa, dacă ar fi 8 împărțit, 8 supra 1 pe 1 milion. Păi face 8 împărțit cu 1 milion. Face 8 milioane. Da? Dar, fiindcă e o valoare negativă, face minus 8 milioane. Și cu cât e mai mic, și mai mic va fi. Dar face, spunem, minus infinit. Da? Limita este minus infinit. Deci el ies în 2, voi putea spune că limita la stânga în 2, dar vă puteți uita și voi, interesant, că ce spun acum, vă face la anul. Da. În clasa văzut pe cea. Deci e noțiune foarte importantă. Ați avut de analiza matematică, toate la colegii voștri mai mari. Analiza matematică este, mă întreba cineva parcă data trecută, de la voi de la 10-a, tu mă întrebai, ce cu analiza matematică? Este o parte a matematicii foarte tare, foarte interesantă. Și acum le explic lor o noțiune importantă, și anume, iată, spun acum, limita la stânga lui 2 e egal cu cât am spus, cu minus infinit. La dreapta, dacă vin cu Y, cu X și dreapta, voi spune așa. Limită pentru X tinde la 2, descrescând X și, pentru că vin din dreapta înapoi, da? X mai mic decât 2, din f de x, adică din cine? Din 3x plus 2 supra x minus 2. Limita asta va face tot 8, dar ce fel de x sunt? Unde sunt situații x și? Dincolo de 2. 2 și ceva. Deci venim ce la scădere? Vine un 0 pozitiv. Va face cât atunci? Plus infinit. Deci când mă duc cu, când vin cu X și spre 2, din stânga îmi dă minus infinit. Cu ceilalți din dreapta îmi dă plus infinit. Ca să fie același, ca să existe limite, trebuie cele laterale să fie egale, să fie același lucru. Deci există limită în punct, există limită pentru X din de la X0 din F de X, egal cu L, dacă și numai dacă există cele două laterale, el ies în 2, să existe el ies în 2, să existe și el de în 2,
Și foarte important, și el este în 2, să fie egal cu el de în 2. Deci limita la stânga în 2 să fie egal cu limita la dreapta în 2. Ce părere aveți în cazul nostru? Am limită? Nu. Nu avem. Nu? Din cauza că limita la stânga pe dreapta plus infinit și la dreapta minus infinit. Deci, nu există limită pentru x, x-ul tinde la x0, x tinde la 2 din r de x. Nu există. Deci, y-ii nu sunt disciplinați să dea același lucru, indiferent cum aș duce eu spre 2. Fie din stânga cu x, fie din dreapta cu x. Cu x. Nu se întâmplă să am același lucru. Și dacă ai un contraexemplu, găsești două șiruri de x, a căror y odată îți fac un răspuns și altă dată am răspuns, înseamnă că nu există limit în punctul respectiv. N-am făcut astăzi decât să vă vorbesc un pic despre noțiunea de funcție. Păcat că n-a fost și celălalt, dar voi vedeți noțiunea de funcție făcută. La Prof. Online, prin primele lecții, acolo găsiți funcții suficient de multe, noțiuni. Și v-am vorbit, doar v-am introdus noțiunea de limită în limbajul meu. Accesibil, acela care să pricepeți ce este o limită a unei funcții. Că facem iar repet, mecanic, fără să înțelegeți că, de fapt, voi urmăriți y-ii. Ce fac y-ii aceia câtă vreme despre ei știți ce se întâmplă? X-ii se apropie de x-ul acela. Ce fac y-ii? Asta e problema voastră. Ori de câte o facem o limită, de acest lucru ne ocupăm. Bine. Așa că o să ne oprim aici. Așa și rămâne să ne întâlnim.